Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite a aprobat în regim de urgență vaccinul anticoronavirus produs de companiile Pfizer și BioNTech. Următoarea etapă a planului de vaccinare este ca milioane de doze să fie livrate în centrele de vaccinare din toată țara. Iar în săptămânile următoare, în jur de 20 de milioane de oameni ar urma să fie imunizați împotriva SARS-CoV-2. Vaccinul va avea nevoie și de o nouă aprobare, una în care se ofere licență completă, întrucât aprobarea în regim de urgență nu asigură un astfel de certificat. Statele Unite sunt cele mai afectate din lume de coronavirus cu aproximativ 16,2 milioane de infectări și peste 300 de mii de decese.